Victor nu putea aștepta să-și termine tura. În fața lui atârna un breloc în formă de zaruri de pluș un cadou de la soție. De ce îl dăduse, nu știa. Până la urmă, el nu fusese niciodată atras de jocurile de noroc. Mai ales pentru că nu-i plăcea săriște. Câștiga și mulția banii doar prin muncă cinstită. Această mantră o repetase toată viața, până de curând. Acum însă Victor era tot un pachet de nervi, arzând de nerăbdare. Mai rămăsese doar o oră, și dacă nu mai apăreau comenzi, era liber. Soarele umplea fără milă salonul mașinii. Și asta chiar dacă alesese cel mai umbrit loc din parcarea magazinului. Părea că în această zitori de asfaltul, cauciucul și gândurile lui Victor se topiau. Gândurile lui erau acum acolo unde nu ar fi trebuit să fie. Victor nu avea de gând să-și înșele soția. Totul se întâmplase cumva de la sine, întâmplător. De fiecare dată își promitea să pună capăt acestei legături, dar a doua zi ardea de pasiune și dorință, o dorință animalică. Așa ceva nu mai simțise până acum. Nu, pe Nadia lui o iubia altfel, o respecta și o prețuia. Și în tinerețe o iubia, dar o iubia ca pe o perfecțiune, ca pe idealul său. Voia să-și petreacă toată viața cu ea, să aibă copii, să construiască o casă. Dar aici era vorba de pasiune, chinuitoare și animalică. Și iată că acea oră insuportabil de lungă a trecut. Victor a adus mașina mai aproape de apartamentul unde se afla bordelul. Amanda lui era una dintre lucrătoarele acelui loc, și mergea la ea în mod regulat. Și la aceeași oră ea știa și îl aștepta deja pe clientul ei. Urcând scările până la etajul 3, Victor s-a oprit puțin în fața ușii. Bordelul se afla într-un apartament obișnuit, într-un bloc vechi de cinci etaje. Și, printr-o ironie a sorții, apartamentul îi aparținea lui Victor, mai precis mamei sale, dar ea se afla acum la zil. Iar spațiul locativ era gestionat în întregime de fiul ei. Era incomod să deschidă ușa cu cheia lui, până la urmă închiria apartamentul, așa că să se comporte ca un proprietar ar fi fost nepoliticos. Și, ca de obicei, a sunat la ușă. În apartament trebuia să fie doar liuba lui. Întâlnirile lor erau intime și scurte. După ele, pleca imediat acasă, unde era cuprins de un profund sentiment de rușine, mai ales la început dar apoi acesta s-a atenuat și Victor doar se critica pentru imprudența pe care o începuse să o comită. De exemplu, ieri soția lui a simțit mirosul unui parfum străin pe el, iar săptămâna trecută a găsit pe cămașa lui o pată de ruj. ce e asta? A întrebat Nadia provocator, arătând spre pata de ruj. O pată de ruj? Știi bine ce fel de clienți trebuie uneori să duc. Ieri am dus una de la un eveniment corporativ. Băuse mult, a început să se dea la mine, plângându-se, ba de soț, ba de amantul de care se despărțise recent, s-a justificat Victor. Această sinceritate a convins-o pe Nadia că nu avea de ce să se teamă. Soțul ei ura femeile bete. Chiar și când Nadia bea doar un pahar de vin, el simțea deja o repulsie pe care nu putea să o controleze în acel moment. În astfel de momente, nici nu se putea pune problema de apropiere între ei. Victor însă abil. Chiar a dus o femeie de la un eveniment corporativ acasă și aceasta chiar a început să se dea la el. Și chiar i-a propus să vină la ea pentru un ceai. I-a spus și a chicotit. Dar Victor a reușit cu greu să o scoată afară și chiar să o conducă până la intrare, Adevărul este că acest incident s-a întâmplat cu o lună în urmă. Și nu avea nicio legătură cu pata de pe cămașa lui de astăzi. Dar ce? Nu ar fi putut să se întâmple așa cum a povestit el? Victor a sunat la sonerie. Nimeni nu deschidea ușa mult timp, poate că Liuba nu l-aștepta astăzi. Sunând din nou, deja scosese legătura de chei și se pregătea să deschidă singur în încuietoarea, când a auzit clicul ușii de la intrare. Dar în loc de amanta lui, în prag stătea cea pe care se aștepta cel mai puțin să o vadă în acel loc. Bună, tati! A spus Velana. Ce faci aici? A răcnit Victor, rostind clar fiecare cuvânt. Svelana tăcea, privind în jos. Victor nu putea să înțeleagă cum fica lui ajunsese în acel loc. Și, după cum a înțeles din înfățișarea ei în calitate de una dintre lucrătoare Victor și Nadia au fost căsătoriți de aproape 20 de ani Victor avea 46 de ani Nadia era cu 2 ani mai tânără s-au cunoscut întâmplător Victor trecea un examen medical pentru a se angaja ca șofer de tir Nadia lucra deja ca asistentă medicală Așa că Victor a decis să o invite pe tânăra care i-a plăcut la prima vedere la o întâlnire. A urmat o poveste de dragoste care, în decurs de un an, s-a transformat în ceva mai mult. Victor și Nadia s-au căsătorit. Nadia era deja însărcinată cu Svelana. Dar nu puteai acuza cuplul că s-au căsătorit din cauza sarcinii. Nu, între ei era o dragoste adevărată și puternică. La acea vreme, Victor locuia într-un apartament cu mama și fratele său Oleg. Tatăl murise cu câțiva ani în urmă din cauza unui atac de cort, deci tragedia nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi abuzat de alcool. Când Galina Andrivna încerca să-l oprească și ascundea banii din salariu, el găsea alte modalități. Scoatea din casă tot ce, în opinia lui, nu era necesar. Putea să vândă bijuteriile soției și chiar jucăria fiului, schimbând aceste lucruri pe alcool de contrabandă. Dar erau și momente luminoase, când capul familiei nu lua nicio picătură de alcool timp de săptămâni și chiar luni. Acestea erau cele mai bune zile din viața lor. Nu era scandal acasă, lucrurile nu dispăreau într-o direcție necunoscută, ci se înmulțeau. Tatăl încerca să-și repare greșelile, așa că aducea copiilor jucării noi în locul celor vândute și cadouri și bijuterii soției. Așa a trecut aproape toată viața. Și iată că tatăl nu mai era de câțiva ani, iar feii aveau sentimente contradictorii față de el. Dar în fața mamei nu îndrăzneau să vorbească despre asta. Galina Andrivna îi întrerupea imediat. Oricum ar fi fost, va crescut pe voi, neghiopi, Galina Andrivna iertase totul. Singurul lucru pe care inima ei nu l-ar fi putut suporta ar fi fost o trădare. Dar s-a întâmplat că soțul ei era indiferent față de alte femei. Pentru el nu exista nimeni altcineva decât Galina. La fel, după nuntă, Victor și-a pierdut complet interesul pentru alte femei. Nadia și Victor locuiau după nuntă în apartamentul ei, moștenit de la bunica ei decedată. După moartea tatălui, fiind cel mai mare copil din familie, Victor simțea o responsabilitate față de fratele și mama sa. Așa că se împărțea între familia sa tânără și rudele sale. La prima chemare, Victor venea la mama lui, care, odată cu trecerea anilor, devenea nu doar mai învârstă, ci și mai slabă. Victor, trebuie să cosesc iarba la casă, îi cerea Galina Andrivna fiului ei. Dar ce face Oleg? Locuiești cu el, nu poate să te ajute. Se mira Victor. Oleg crescuse răsfățat și egoist. Avea întotdeauna în minte petreceri, femei și distracții. Oleg avea peste 30 de ani, dar rămăsese tot într-o stare adolescentină. Știi bine că Oleg nu are mașina lui. Să călătorească cu autobuzul pe o asemenea căldură e un chin? Se plângea mama. Dar cine e de vină că i-au fost suspendate permisele? El însuși e de vină. Nu trebuia să se urce la volan biat, răspundea Victor. În sufletul lui Victor se acumula o frustrare față de fratele mai mic, amestecată cu o oarecare dezamăgire. Oleg știa cum să-și facă singur probleme. Întotdeauna se încurca în ceva reușind în mod miraculos să evite pedepse mai severe decât o amendă. Galina Andrivna era mândră și demnă în mod rațional. Nu voia să creadă că și fiul cel mic a apucat pe o cale greșită. Dacă îi cerea ceva, el fie se scuza că era foarte ocupat, fie se prefăcea că nu auzea. O tăcea și se bucura în sinea lui dacă nimeni nu-i repeta cererea. Iar Galina Andrivna împărtășea tot mai puțin grijile ei cu el. Victor, cu inima grea, îndeplinea sarcinile mamei. Ba trebuia să cosească iarba, ba să sape grădina, ba să facă cumpărături. În plus, Victor trebuia să-și scoată fratele mai mic din diverse încurcături și chiar să-i returneze datoriile. Nu vrei ca fratele tău să fie închis sau, Doamne ferește, să fie rănit. Își miustra fiul mama poate că ar trebui să învețe să se descurce singur cu problemele pe care le creează? Ce e făcut, e făcut. Vrei să ajuți sau nu? Știi ce, mi-a ajuns. Victor ridica vocea și încerca să spună tot ce avea pe suflet. Dar mama întrerupea aceste porniri. Nu țipa, nu cumva să te audă o Oricum îi este greu acum. Emoțiile îl măcinau pe Victor zi și noapte. Se lupta cu frustrarea față de mama și fratele său. Iar simțul datoriei îl apăsa atât de tare, încât a doua zi se întorcea la mama cu suma necesară. Ia, yeah, eu dai. Victor îi întindea banii, de obicei, mamei. Erau economiile lui și ale Nadia sau, mai des, împrumutate de la prieteni și colegi. Spune-i să-i returneze. Victor nu discuta direct cu fratele său în astfel de momente. Îl împiedica mama. Ea se învârtea în preajmă, și cum Victor încerca să spună ceva ce, în opinia ei, ar fi putut să-l jignească pe Oleg, ea se uita la fiul ei cu o privire dură și încerca să-l întrerupă. Acest comportament al mamei Victor îl cunoștea bine. Și mai știa că ea va încerca să-l convingă că el și Oleg sunt frați și trebuie să se ajute reciproc. Apoi, în fața fiului, mama își turna câteva picături pentru inimă în pahar, le dilua cu apă și le bea, ținându-se de inimă cu mâna stângă și oftând. Asta încerca Victor să evite cu orice preț. Așa că îi dădea pur și simplu banii mamei, deși, în adâncul sufletului, încetase să mai spere că fratele său va începe vreodată să-și returneze datoriile. Mama, de obicei, declara că, dacă Victor avea nevoie, ea îi va returna datoria. Din pensie. Dar din ce vei trăi? Observa Victor rațional. Asta nu mai e problema ta. Nu mă așteptam să am un fiu atât de calculat și zgârcit, îl certa Galina Andrivna pe Victor. Bineînțeles, Victor nu ar fi luat niciodată bani de la mama lui, dar cuvintele ei îi răneau sufletul. Refugiul lui Victor era soția sa iubită Nadia și fica lor Svelana. Nadia încă lucra ca asistentă medicală, dar lui Victor îi ajunsese să conducă tiruri. Și soția s-a insista să-și găsească o muncă mai liniștită. Așa că Victor s-a transferat la o firmă de taxi. A încercat să lucreze pe un autobuz de rută, dar plăteau puțin, așa că a renunțat. Munca în taxi aducea un venit mai mare, deși nu cu mult, dar putea lua ture suplimentare și să-i ocazi ocazii de muncă adițională. Familia nu era săracă, dar nici nu trăia în lux. Așa au trecut ani. Oleg și Victor comunicau puțin. În ultimul timp, comunicarea lor s-a redus aproape la zero. Motivul a fost plecarea lui Oleg. Și unde ai de gând să te duci? În deplasare. Trebuie să-mi încerc puterile. Altfel, poți să rămâi aici în orășelul nostru și să nu realizezi nimic, răspunse Oleg. Dar nici aici nu ai stat prea mult timp într-un loc. Ce vei face dacă nici acolo nu va merge? Se miră Victor. Mă voi descurca cumva, replică Oleg. Nu și-a schimbat planurile și, după o săptămână, a plecat în alt oraș. Galina Andrivna părea supărată. Oleg nu suna și nu dădea de veste. Nici cu Victor nu lua legătura, iar familia putea doar să ghicească cum îi merge. De ce nu l-ai descurajat? Se plângea mama în timpul unei vizite a lui Victor. Dar nu e copil mic să-l descurajez. Poate că îi merge bine acolo și de aceea nu ne sună. Galina Andrivna se îmbolnăvia des, starea ei se înrăutățea și Nadia trebuia să o viziteze frecvent pe soacră. Avea grijă de bătrână, deși nu primea recunoștință. Singura persoană care era dragă Galinei Andrivna era nepoata ei, Svelana. Dar fata, acum mare, nu era dornică să comunice cu bunica. Era în ultimul an de liceu. Curând, Svelana urma să împlinească 18 ani, să termine școala și apoi să intre la universitate. Noi griji. Trebuie să începem să economisim pentru admiterea Svelanai la facultate, a început Nadia o discuție cu soțul. Victor înțelegea și el acest lucru. Dar adevărul era că nu aveau de unde să economisească. Nici Nadia, nici Victor nu aveau posibilități suplimentare. Rămânea speranța că Svelanai va intra la buget. Atunci cheltuielile vor fi mai mici, dar bani tot erau necesari. Niciodată nu știi ce cheltuieli poate avea o tânără. O să mă gândesc la ceva, o asigură Victor pe Nadia. Ce anume, nu știa nici el, deși începuse să cumpere ziare cu anunțuri și să asculte propunerile cunoscuților care încercaseră de câteva ori să-l atragă la un nou loc de muncă. Orașelul lor era mic și salariul unui șofer nu diferea prea mult. Una dintre puținele activități profitabile era deplasarea, dar nu voia să-și lase familia pentru mult timp. În plus, mama lui începuse să aibă comportamente ciudate, care însă aveau o explicație logică, lăsându-le pe Victor într-o mare confuzie. Trebuie să facem ceva, insista Nadia, discutând cu soțul ei. Nu mai poate continua așa. Nadia vorbea despre soacra ei, Galina Andrivna. În ultimele luni, și mai ales în ultimele săptămâni, comportamentul ei se schimbase foarte mult. Dintr-o persoană zâmbitoare și calmă devenise isterică și instabilă. Putea să o insulte pe Nadia fără motiv, deși aceasta venea să o ajute. Nadia vedea că soacrei îi era greu să se descurce cu treburile casnice, așa că îi spăla podelele, vasele și mergea la cumpărături. Într-una din aceste vizite, Galina Andrivna s-a năpustit asupra nurorii sale. La început, au fost insulte și acuzații, apoi pumni. Soacra reușise chiar să smulgă o șuviță de păr din capul soției fiului ei. Povestea Nadiei l-a surprins pe Victor, confirmându-i cele mai mari temeri. Bunica lui, la bătrânețe, devenise și ea mai agresivă și sensibilă. În plus, își pierduse vorbirea și aproape că nu mai putea să se deplaseze. Boala bunicii a progresat rapid și în trei ani s-a stins. Acum, ceva similar se întâmpla cu Galina Andrivna. Comportamentul Galinei Andrivna nu era caracteristic. Era o persoană creativă, ușoară și empatică. Își petrecuse toată viața lucrând la școala de muzică. Muzica era aproape singurul sens al vieții ei, pe lângă, desigur, feii ei încercase și pe ei să învețe să cânte la un instrument, în casă era un pian mare, negru. Dar băieții nu aveau nici talentul, nici răbdarea necesară. Galina Andrivna fusese supărată pe feii ei, îi așeza cu insistență pe rând la pian, dar fără succes. Băieții cântau intenționat fals pentru ca mama lor să-i lase în pace și să se joace liniștiți cu mașinuțele sau să-și confecționeze prăștii. Acum, nici Galina Andrivna nu mai cânta la pian. Într-un an nou, Victor i-a cerut să cânte ceva festiv. Pe fața mamei i-a apărut un zâmbet viu, îi plăcea să cânte la pian, și îi plăcea și mai mult când era rugată să o facă. Galina Andrivna a fost întâmpinată de fețele vesele ale familiei, s-a așezat la pian, dar nu a putut să-și amintească notele. Cântase aceeași melodie de multe ori de anul nou. Acum, căutând sprijin și trecând dureros prin clape, Galina Andrivna aproape ca izbucnit în lacrimi. Astăzi nu merge, a murmurat ea absent. Poate că acestea au fost primele semne pe care Victor a încercat să le ignore. Cine știe, poate era obosită, supărată că Oleg nu a sunat nici măcar de sărbători sau altceva o scosese din ritm. Dar pe măsură ce timpul trecea, Galina Andrivna avea tot mai multe comportamente ciudate. Nu mai pot avea grijă de mama ta. Mi-e pur și simplu teamă să mai rămân singură cu ea în apartament, i-a spus Nadia soțului ei. Ceva s-a întâmplat din nou. Nadia a ridicat mâneca bluzei, sub care soțul ei a văzut două zgârieturi roșii. Așa, ca din greșeală, m-a zgâriat. Și mai umblă des prin apartament cu foarfeca. În plus, cred că are demență, a concluzionat Nadia. Tocmai asta ne mai lipsea, gândi Victor. Nu, bineînțeles, că își iubea mama. Dar cum să facă față acestei situații? Tratamentul ei putea dura ani, puteri și bani. Și, în cele din urmă, nu se putea recupera din această stare. Boala era irreversibilă. Trebuie să o ducem la un consult. Insista Nadia. Dar Victor spera în mod inexplicabil că totul se va rezolva de la sine. Și sună-l pe fratele tău, și el trebuie să participe. Victor a încercat să-și sune fratele pentru sfat, dar acesta s-a eschivat. Scuză-mă, Vit, dar nu pot veni. Nici financiar nu pot ajuta. Voi descurcați-vă cum puteți. Iar eu nu voi pretinde la apartamentul mamei să vă rămână vouă. Oricum, nu cred că mă voi mai întoarce în orașul nostru. Răspunsul lui Oleg l-a șocat pe Victor. Dar Nadia a primit vestea mai calm. Nu se aștepta la ajutor din partea lui Oleg. Dar propunerea lui privind apartamentul a fost întâmpinată cu optimism. Lasă-l să renunțe la partea lui, iar cu Galina Andrivna ne descurcăm noi. Cel puțin, Svelana va avea unde să locuiască mai târziu. Cei cu tine, de unde atâta calcul? Mama poate trăi încă 20 de ani. Nadia nu a vrut să se certe. Dacă ar fi fost mama ei, astfel de comentarii ar fi provocat și ei durere. Dar, în același timp, ea deja avea un plan. În orașul vecin se afla un azil pentru persoane cu astfel de probleme. Practic, un cămin de bătrâni, dar cu îngrijire specială. Știa multe despre acest loc. Prietena ei Maria se transferase acolo, femeile sunându-se des și împărtășind noutăți. Mai întâi trebuie să facă un consult pentru a confirma diagnosticul. Îi recomandă Maria Nadia după ce aceasta i-a povestit despre comportamentul soacrei. Dacă se confirmă, o puteți aduce la noi. Eu am o relație bună cu directorul. Voi încerca să intervin pentru a o prin fără să aștepte la rând. Dar o să-mi rămâi datoare. Mulțumesc, Maria. Mai ai ajutat foarte mult. Dar ai discutat deja cu soțul tău? Nu. Nu știu cum va reacționa. Vorbește neapărat cu el. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Prezintă ei avantajele. De exemplu, îngrijirea specială va fi mai puțină responsabilitate pentru voi. Veți avea timp liber. Cine știe ce mai poate fi? Nadia o asculta pe prietena ei și se convingea că așa ar fi mai bine pentru toți. Iar apartamentul soacrei putea fi închiriat. La zil, întreținerea era acoperită doar din pensia pacientului. Propunerea soției a fost întâmpinată de Victor cu obișnuita lui temperament nervos. Să accepte ideea că mama lui trebuie dusă la un cămin de bătrâni îi era greu. Până la urmă, vorbim despre mama mea, Nadia, îi ripostă el. Cum să o duc la azil? Cum ar trebui să mă simt atunci? După o mică pauză, adăugă. Vom găsi altă soluție, totul se va rezolva. Diagnosticul nici măcar nu a fost confirmat. Victor a reușit cu greu să-și convingă mama să meargă la un consult. Neurologul de la clinica privată, pe care l-a găsit chiar el, a confirmat temerile lor. A recomandat să se înscrie la un consult în clinica de stat și să facă un consult suplimentar. Să-și convingă mama să facă toate acestea nu a fost ușor. Dar Victor și Nadia au manifestat maxim de tact și înțelegere. Bătrâna a fost de acord cu greu. Din păcate, diagnosticul a fost confirmat definitiv. E greu de spus cum va evolua. În cazul dumneavoastră, este ereditar, așa că boala va progresa probabil la fel ca la bunica dumneavoastră. Aveți răbdare, le-a recomandat doctorul. În seara aceleași zile, între soții a avut loc o discuție dificilă. Nu o putem lăsa singură în această stare îți amintești ce s-a întâmplat acum o săptămână. Aproape că a incendiat apartamentul. Am evitat tragedia doar printr-un miracol, insista Nadia. Acest incident s-a întâmplat recent și amintirile erau proaspete în mintea lui Victor. Mama lui urmărea o slujbă religioasă la televizor, a prinsese lumânări și umbla prin apartament. Deodată, a fost atrasă de alarma unei mașini din curtea blocului. Galina Andrivna a mers să vadă ce se întâmplă, ducând cu ea un mănunchi de lumânări. Un curent de aer a aprins perdeaua, iar flăcările au început să urce. Tragedia a fost evitată la limită. Victor tocmai urca scările către apartamentul mamei. Auz strigătul și plânsul Galinei Andrivna și nu a mai așteptat să-i deschidă. Noroc că avea întotdeauna o pereche de chei de rezervă pe cuier. A deschis ușa și a stins flăcările în câteva minute. Acest incident i-a determinat pe Victor și Nadia să fie mai precauți. O vizitau frecvent pe Galina Andrivna. O sunau chiar mai des, și dacă nu răspundea la telefon, unul dintre ei se grăbea să o verifice. Acum diagnosticul a fost confirmat, iar lăsarea Galinei Andrivna fără supraveghere era extrem de periculoasă. Să călătorești până la celălalt capăt al orașului nu era simplu. Atunci Victor a început să caute o soluție potrivită. Hai să-i angajăm o îngrijitoare, i-a propus Victor soției. Nadia a zâmbit ironic. Din ce bani propui asta? a întrebat ea sarcastic. Victor s-a gândit. Nu aveau bani în plus. Abia reușeau să economisească pentru balul de absolvire al fiicei lor. Și, evident, Nadia nu ar fi fost de acord să folosească acea sumă. Decizia era dificilă. Deși nu părea să aibă altă opțiune. Vom vinde casa de la țară, a spus în cele din urmă Victor. Acești bani ar trebui să fie suficienți pentru o vreme. Victor credea că nu avea altă alegere. Îi era greu să se despartă de mica, dar confortabilă casă de la țară. Acolo își petrecuse copilăria. Galina Andrivna, împreună cu soțul și copiii, se relaxau în fiecare vară la reședința lor de la țară, departe de zgomotul, poluarea și agitația orașului. În apropiere curgea un râu, iar dincolo de el se întindea o pădure de un albastru închis. Era o perioadă frumoasă, luminoasă și lipsită de griji. Dar viața merge mai departe. Acum, casa de la țară îi oferea lui Victor speranța unui calm temporar pentru câteva luni. Galina Andrivna a fost de acord să vândă casa de la țară. În momentele de luciditate, ea începea să înțeleagă că ceva nu era în regulă cu ea. Așa că a decis să-și ajute copiii, fără să-și dea seama că aceștia încercau să aibă grijă de ea. Casa de la țară a fost vândută iar acum Victor avea o sumă frumușică, suficientă pentru aproximativ 3-4 luni. Victor a găsit o îngrijitoare printr-un anunț în ziar. Era o femeie de vârstă mijlocie cu studii medicale. Avea deja experiență în îngrijirea unor astfel de pacienți. Ca dovadă a competenței sale, Irina a prezentat o recomandare de la locul de muncă anterior. Puteți începe de mâine? A întrebat Victor. Da, pot. Mai ales că locuiesc aproape de mama dumneavoastră. Îmi va fi ușor să am grijă de ea. Cuvintele ei l-au încurajat pe Victor. Putea să răsufle ușurat și să se detașeze de problemele familiale pentru o vreme. Ce va face în continuare, Victor nu știa prea bine. Peste câteva luni, lucrurile s-ar putea rezolva de la sine. Irina s-a dovedit a fi o persoană responsabilă te puteai baza pe ea. Nu întârzia niciodată și a găsit imediat un limbaj comun cu Galina Andrivna. Irina avea propria metodă. Experiența de mulți ani se vedea, deoarece lucrase timp de 10 ani la locul de muncă anterior. O perioadă solidă. După moartea pacientei sale, ajutorul Irinei nu mai era necesar. Dar foștii angajatorii au fost foarte recunoscători îngrijitoarei și, oriunde puteau, au adăugat recenzi pozitive despre ea și au dat o recomandare bună. Datorită ție, Irina, nici nu am simțit acele probleme cu care se confruntă rudele pacienților. Fica bătrânei decedate era extrem de recunoscătoare ajutoarei sale. Fără ea, ar fi fost greu să gestioneze gospodăria, să lucreze, să se ocupe de copii și să aibă grijă de mama bolnavă. Și pentru Victor, Irina a devenit o adevărată salvare. Ea își îndeplinea îndatoririle și, la nevoie, rămânea cu Galina Andrivna peste program. Nadia a putut să răsufle ușurată. Acum nu mai trebuia să-și viziteze soacra. Așa că putea să se gândească și la lucruri mai plăcute din viață. Curând urma balul de absolvire al Svelanei și inima mamei era plină de mândrie pentru singura sa fică. Examenele au fost trecute cu brio. Punctele erau suficiente pentru admiterea la buget, iar această veste a fost pentru mama un adevărat balsam. La un moment dat și avisase visase la o carieră, să devină medic și, poate, să se mute în alt oraș. Dar planurile ei nu s-au realizat. Nadia și-a pierdut mama de vreme și nu avea de unde să aștepte ajutor. Așa că a obținut acea specialitate pentru care avea timp și resurse. Imediat după absolvirea colegiului s-a angajat la muncă. Nadia. Strigă Victor către soția sa. În fața lui era deschisă cartea lui Pușkin, în care păstra banii pentru plata îngrijitoarei. Printre pagini era o sumă mică, evident mai mică decât cea pe care o lăsase luna trecută. Nadia, unde ești? Glasul lui Victor era sever. Gândurile îi se amestecau în cap, dorea să creadă până la capăt că soția sa îi va putea da o explicație logică. Nadia a venit fugind din bucătărie, unde pregătea cina pentru familie. Nu putea lăsa gătitul imediat, ceva sfârâia în tigaie, iar lângă, în oală, fierbea apa. După ce și-a terminat treburile, în sfârșit a putut să răspundă soțului ei. Nadia a intrat în cameră. De ce strici așa? Dar, văzând cartea deschisă pe masă, femeia a înțeles imediat ce se întâmplase. A privit confuză către soțul ei, mușcându-și buza de jos. Unde sunt banii? Mărăi Victor. Mâine trebuie să-i plătesc Irinei, iar aici nu sunt nici măcar pentru jumătate de lună. Nu te enerva, am luat puțin. Nu aveam destul pentru rochia de bal a Svelanei, așa că am împrumutat de la tine. De ce nu ai spus? De ce nu ai avertizat? Și aici lipsesc mult mai mulți bani decât ar fi costat zece rochi. Unde e restul? Victor, era rochia de bal, foarte frumoasă. Svelanei i-a plăcut foarte mult și nu am putut să o refuz. Mai ales că a trecut examenele atât de bine. Așa că am decis să împrumut de la tine, se justifica Nadia. Și ce să fac acum? întrebă Victor. Balul a trecut, hai să o returnăm. Nu se poate, nu vrei să-ți superfica. Dacă mâine nu-i plătesc Irinei, va trebui să renunțăm la serviciile ei, șuieră Victor, cu greu ascunzându-și iritarea și furia. Uită-te la realitate, Victor! Într-o lună tot ar fi trebuit să renunțăm la serviciile ei. Nu am fi avut bani să-i plătim. Deci, care e diferența, cu o lună mai devreme sau mai târziu? Așa măcar am făcut bucurie fiicei noastre. Nadia avea dreptate într-o oarecare măsură. Dar Victor nu putea să accepte cuvintele ei. Mai ales că procedase pe la spatele lui. Dar faptul că ar fi trebuit să renunțe la Irina mai devreme sau mai târziu, era evident. Victor a petrecut toată ziua gândindu-se la ce să facă. Să ia un credit pentru a plăti îngrijitoarea încă câteva luni părea o idee proastă. Apoi ar fi trebuit să returneze banii cu dobândă, iar necesitățile financiare ar fi fost lunare, așa că ar fi ajuns repede înglodat în datorii. După cearta de dimineață cu soția, Victor a avut o tură. Era puțină lume, Așa că a putut să-și pună gândurile în ordine. Seara, la cină, a anunțat cu un ton care nu admitea replici. M-am gândit și am decis, mama va locui cu noi, așa putem avea grijă de ea. Dar va fi incomod, încercă să protesteze Nadia. Și unde va locui? Ce înseamnă asta? Interveni, Svelana, în discuție. Va locui în camera ta. Vom pune acolo un pat pliant, iar bunica va dormi pe canapea. Înțelege, fică, are nevoie de îngrijire. Svelana și Nadia au rămas uimite. Nu se așteptau la asta de la Victor. Vrei să stau în aceeași cameră cu bunica bolnavă? Nu a putut rezista Svelana. Nu ar fi trebuit să mă întreb mai întâi? Dar Victor gândea că, dacă soția și fiica lui își permiteau să nu ia în considerare părerea lui, putea face și el la fel. A doua zi dimineață, Victor a avut o discuție cu Irina. A mulțumit femeii pentru ajutor și i-a promis că, la nevoie, îi va scrie o recomandare. Am decis să o aducem pe mama la noi. Acasă îi va fi mai bine. În plus, fica și Nadia vor putea avea grijă de ea. Aveți o inimă bună, a observat Irina. Nu toți pot trăi într-o casă cu oameni grav bolnavi, chiar dacă sunt cei mai apropiați rude. Victor și Irina și-au luat rămas bun, iar Galina Andrivna a fost adusă acasă de către fiul ei în aceeași seară. Nadia și Svelana au fost nevoite să accepte. Soția se simțea vinovată pentru incidentul cu banii și nu voia să continue să se certe cu soțul ei. Dar viața, după mutarea Galinei Andrivna s-a schimbat imediat. În casă domne tensiunea. Soacra se comporta ca un copil. Nadia cu greu o convingea să se spele pe față și să-și perieze dinții. Situațiile absurde se înmulțeau. Bătrâna începuse să uite de rude, să vorbească singură, iar cele mai simple lucruri ei deveneau greu de realizat. În adâncul sufletului. Nadia își dorea ca această tortură să se termine cât mai repede. Să nu mai fie soacra ei. Apoi se miustra pentru aceste gânduri meschine care o asaltau. Când Victor și Nadia nu erau acasă, Svelana trebuia să aibă grijă de bunica. Nu pot astăzi, insista Svelana. Prietenele mă așteaptă în parc. Voiam să mergem la cinema. Ce să le spun? Că trebuie să stau cu bunica de mentă în timp ce ele se distrează. Să apelezi la conștiința Svelanei era dificil, așa că părinții au recurs la o soluție mai simplă, îi plăteau pentru timpul în care avea grijă de bunică. Nadia i-a întins din nou o bancnotă, iar fata a luat-o cu neplăcere. Bine, voi avea grijă de ea. Nadia avea o tură de noapte, iar Victor trebuia să ajungă acasă abia la miezul nopții părinții sperau că Svelana va avea grijă de Galina Andrivna. Dacă apărea ceva, fata putea să-i sune. La miezul nopții, Victor a ajuns acasă. Ușa era neîncuiată și larg deschisă. Asta l-a neliniștit. A intrat atent. Lucrurile erau împrăștiate prin hol, de parcă cineva se grăbise să plece. Acasă nu erau nici fiica, nici Galina Andrivna. Victor a sunat imediat la Galina Andrivna, dar, cum presupusese, telefonul ei era acasă. Se afla sub o grămadă de căciuli și fulare pe fotoliu. Apoi a sunat-o pe fica lui, dar nici la ea nu a reușit să ajungă. Următoarea a fost soția. Alo! a spus Nadia cu o voce adormită. Știu unde sunt mama și Svelana? Victor nu-și ascundea îngrijorarea. Nu. Nadia a început să gândească repede. Nu sunt acasă? Nu. Așteaptă, cred că mă sună Svelana. Victor a închis apelul cu soția și a sunat-o imediat pe fiica sa. Aceasta era într-un club de noapte. Pe fundal se auzea muzică tare și vocile băieților și fetelor. Informația despre dispariția Galinei Andrifna nu o interesa pe Svelana. A spus că ieșise doar pentru o clipă, dar s-a întâlnit din întâmplare cu prietenele și acestea au târât-o în bar. Întoarce-te imediat acasă. Din cauza ta a dispărut bunica. A comandat tatăl. Svelana a închis telefonul. Victor nu a așteptat întoarcerea ei. A mers prin toate parcurile și stațiile de autobuz din apropiere. Nu a găsit-o nicăieri pe mama lui. Afară era întuneric și nu erau trecători de la care să poată cere informații. După câteva ore de căutări fără succes, s-a întors la casa părintească. Acolo, pe o bancă în fața scării, stătea o bătrână pe care Victor a recunoscut-o imediat. Cum ai ajuns aici? a întrebat Victor. Am vrut să vin acasă, dar nu m-a lăsat nimeni. Nu am putut intra în apartament, se plânse mama aproape plângând. Victor închiriase apartamentul, dar nu i-a spus mamei. Probabil că locatarii au luat-o drept o nebună sau o cerșetoare. Inima lui se strânse la aceste gânduri. Cineva te-a adus aici? A întrebat Victor. Mama a dat din cap afirmativ. Brusc, privindu-le pe fiul ei, Galina Andrivna a zâmbit și a întins mâinile către fața lui. Oleg, ai venit! a murmurat ea. Victor nu a contrazis-o, mai ales că acest lucru i-a dat mamei putere și energie. Fața ei bătrână s-a luminat de un zâmbet. Victor a dus-o pe mama sa acasă. Dimineața, Nadia a venit acasă îngrijorată. Nu putuse să plece de la muncă, dar imediat ce tura s-a terminat, a venit rapid, găsind o ocazie. A răsuflat ușurată când a văzut că Galina Andrivna era acasă. Dar Svelana nu se grăbea să vină. A intrat în casă abia pe la zece jumătate. Părinții au decis să amâne discuția cu fica lor, lăsând-o să doarmă. Au miustrat-o pe Svelana, dar aceasta nu înțelegea de ce fusese pedepsită. Bunica era în viață și sănătoasă, deci nu era vina ei. Mai mult, Bunica era adultă și putea răspunde pentru faptele ei, credea Svelana. În orice caz, părinții nu mai puteau avea încredere în fica lor. Aceasta nu era foarte afectată de asta. Mai mult o deranja să se întoarcă acasă înainte de ora 11 seara. Sunt copil? Protesta ea. Cât timp trăiești în casa noastră și te întrețin eu, vei face ceea ce spun eu sau mama, a rostit Victor încă era supărat pe fica sa pentru acțiunea ei nechipzuită. Așa o educase pe Svelana? Egoistă și răutăcioasă? Victor s-a gândit câteva zile la ce se întâmplase și apoi s-a apropiat de soția lui. Sunt de acord. Cu ce? Se miră Nadia. Să o ducem pe mama la azil, a spus Victor. Decizia nu a fost ușoară pentru Victor dar văzând atitudinea familiei față de Galina Andrivna, a înțeles că nu doar pentru ei, ci și pentru ea ar fi mai bine. Va avea parte de îngrijire și supraveghere. Bine, a spus Nadia. Atunci mâine o sunt pe Maria și începem să adunăm documentele, spuse Nadia. Victor dădu din cap aprobator. În mai puțin de două săptămâni, Galina Andrivna se afla deja în camera ei din azil. Victor și soția lui vizitaseră azilul pentru a verifica situația de acolo. Locul, contrar temerilor lui Victor, era destul de decent. Interiorul fusese renovat complet, iar medicul șef lăsase o impresie foarte bună asupra lui. Văzând neliniștea lui Victor, aceasta a încercat să-l încurajeze. Nu vă abandonați, mama. Ea are nevoie de tratament și ajutor. Noi vom încerca să-i oferim aceasta iar dumneavoastră veți putea să vă ocupați de viața dumneavoastră. Probabil aveți copii împreună cu soția. Galina Andrivna s-a obișnuit repede cu viața în azil. Deși în primele săptămâni îl întreba mereu pe fiul ei la telefon când o va lua acasă. Victor nu reușea să o viziteze des pe Galina Andrivna. Drumul dus întors dura aproximativ patru ore. Așa că putea să-și viziteze mama doar în zilele lui libere. Întâlnirile lor durau puțin, nu mai mult de două ore. De la discuțiile lungi, Galina Andrivna obosea, fața ei devenea impasibilă, iar privirea se pierdea. Părea că se uită prin el. Totuși, relațiile din familia lui Victor s-au îmbunătățit. Soția încerca să nu aducă în discuție subiectul sensibil. Toate gândurile ei erau îndreptate spre admiterea Svelanei. Fata fusese admisă la facultatea de economie. Mama era mândră de ea, iar tatălui ta se repede de incidentul ei. La urma urmei, ce nu se întâmplă în tinerețe? Ar fi rămas el cu bunica bolnavă la cei 18 ani ai săi? Nu putea răspunde cu certitudine la această întrebare. Așa că nu avea de ce să-și învinovățească fica. – Ce bine ar fi să mergem la mare, spuse Svelana. Știi câte avem pe cap, începu Nadia. Știu, știu. Dar toți merg la mare, iar noi nu avem nici măcar casă la țară. Te vei școli, vei găsi un loc de muncă și vei merge cât îți va dori inima. Doar să nu ți întemeiezi o familie prea devreme, că te vei ineca în scutece și gătit, replică mama, pe jumătate în serios, pe jumătate în glumă. Svelana au ajutat să culeagă fructe pentru gem familia nu fusese în vacanță de mai bine de cinci ani. Ultima dată când avusese această oportunitate, Victor reușise, printr-un mod misterios, să câștige o sumă mare de bani. Detaliile nu le dezvăluise. Singurul lucru pe care Nadia îl știa era că fusese implicat un prieten de armată al soțului ei, Igor. Igor plecase în străinătate și Victor nu credea că îl va mai vedea vreodată s-a întâmplat cu totul întâmplător. Își ducea fostul prieten cu taxiul și acesta i-a lăsat o carte de vizită. Dacă ai nevoie de ceva, sună-mă, frate, mormăise Igor. Era de aceeași vârstă cu Victor, deși arăta ceva mai tânăr. Avea o constituție sportivă și subțire. Dinții albi contrastau puternic cu fața bronzată, iar în ochi avea o sclipire ironică. Igor voia să închirieze un apartament. Cu această problemă s-a adresat lui Victor. Dar acesta avea deja chiriaș. Nu putea să-i dea afară pentru un vechi prieten. Așa că s-au despărțit. Aveai un apartament în oraș? Întrebă Victor. Da, aveam. L-am vândut acum câțiva ani. Acum caut unde să stau. Nu pot să te invit la mine. Înțelegi, am familie, se plânse Victor. Igor dădu din cap, de parcă ar fi înțeles despre ce vorbește prietenul său. Dar, de fapt, legăturile de familie îi erau necunoscute și chiar străine. Nu se căsătorise niciodată, nu avea copii, sau poate că avea, dar nu știa de existența lor. Singura rudă apropiată a lui Igor era fratele său, la care intenționa să stea o vreme. Igor era unul dintre acei oameni care aduc în viața altora adevăratul haos. Era un om lipsit de principii și la com. Dar Victor, dintr-un motiv necunoscut, prețuia prietenia lui. Dacă l-ar fi întrebat cineva de ce, nu ar fi avut ce să spună. Doar ar fi dat din umeri și, poate, s-ar fi rușinat de aceasta. Chiriașii lui Victor plecaseră fusese în oraș în delegație pentru câteva săptămâni. Timpul lor se terminase și apartamentul era din nou gol. Poate ar trebui să-l închiriem pe termen scurt? Propuse Nadia. Prea multă bătaie de cap. Îi caze zi pe unii, verifici după alții. Și va trebui să angajezi și o femeie de serviciu, obiectă Victor. Dar nu ne-am descurcat noi singuri insiste Nadia. Victor dădu din numeri. De câteva săptămâni căuta noi chiriași, dar nu primise niciun răspuns. Trimite anunțuri în ziare și chiar se înregistrase pe un site de anunțuri. Tăcere. Atunci, Victor își aminti de întâlnirea recentă cu Igor. Probabil că deja găsise un apartament, dar merita să-l sune, gândi Victor. S-a dovedit că Igor nu găsise încă o locuință și era bucuros să primească oferta unui vechi prieten. Doar că mai era un detaliu delicat, spuse Igor coborând vocea. Trebuie să ne întâlnim și să discutăm, nu la telefon. Victor se gândi ce ar putea fi acest detaliu delicat. Igor nu avea soție, deci nu trebuia să ascundă o amantă de ea. Deci, era vorba de altceva au stabilit să se întâlnească seara, la o cafenea pe faleză. Mesele erau amplasate la o distanță decentă unele de altele, astfel încât nimeni nu le-ar fi auzit discuția. Victor era deja la masă, așteptându și prietenul. Acesta întârzia. Nici o problemă, Victor avea destul timp, tura se terminase și nu prea avea chef să meargă acasă. Deși în familie lucrurile păreau să se fi liniștit, rămăsese un gust amar. Inima lui Victor nu era împăcată, simțea miustrări de conștiință. Să-și ducă mama la azil și să rămână același ca înainte nu-i reușea. Salut, se așeze Igor la masă. Mă bucur că ai venit. Da, n-am mai vorbit de mult, exceptând ultima întâlnire. Despre ce voi ai să discutăm? Puteai deja să te muți și să locuiești acolo ce secrete mai sunt. E vorba de un lucru, nu știu cum o să reacționezi. Spunem direct, îl încurajă Victor. Am început o afacere, numele nu trebuie să-l știi, cu cât știi mai puțin, cu atât mai bine. Igor era la fel ca întotdeauna, gândi Victor. Plănuia din nou ceva ilegal. Victor se gândea ce ar putea fi. Poate afaceri de jocuri de noroc. Ultima dată, Igor câștigase destul de bine din asta până când locul său fusese închis. Atunci, Igor plecase în grabă din oraș pentru câțiva ani și acum se întorsese. Intuiția îi spunea lui Victor că ar fi mai bine să nu se implice cu Igor. S-ar băga în necazuri și-ar și trage și prietenul după el. Ar fi mai bine să plece. Nici nu ar trebui să-și explice acțiunile. Pe fața prietenului se vedea că ideea lui nu era deloc inofensivă. Spunem concret, cu ce intenționezi să te ocupi? Insistă Victor. Iarăși jocuri de noroc. Nu, frate, nu mă mai bag în așa ceva. Am familie, cine știe ce se poate întâmpla. Cu cine îi las? Nu, nu asta. Avem clienți bogați, vor fi și fete pe scurt. Avem nevoie de un apartament pentru astfel de întâlniri intime. Îți vom plăti chiria și un procent, așa zisul procent de tăcere. Pentru că vei închide ochii la tot ce se întâmplă acolo. Ești de acord? Propunerea lui Igor l-a surprins pe Victor. Putea să și imagineze orice, dar nu asta. Pe de altă parte, nu pentru același lucru se închiriau apartament pe termen scurt prin anunțuri Sigur, se putea presupune naiv că un cuplu închiriază un apartament pentru o noapte, neavând unde să stea la hotel. Poate pentru că nu erau camere libere. Nu era același lucru pe care îl propunea Igor, doar pe o lună. În interiorul lui Victor se dădea o luptă între sentimente contradictorii. Dar a decis să refuze. Cine știe ce ar putea ieși? Mai bine, mai puțin, dar cinstit. Scunse, Igor, asta nu e pentru mine, spuse Victor. Se pregătea să plece. Stai, nu e atât de grav cum ți-ai imaginat. Nimeni nu va avea ce să-ți reproșeze. Fetele sunt majore, fac totul din proprie inițiativă. Vrei să fac un bordel din apartamentul mamei mele? Ce poate fi normal în asta? Taci, de ce strici așa? Îl opri Igor coborând vocea. E doar pentru jumătate de an. Apoi schimbăm locația. Într-o astfel de afacere nu poți sta prea mult într-un singur loc. Poți câștiga bani buni. Igor îl privi evaluativ pe prietenul său. Victor purta o geacă uzată, o șapcă și adidas, care văzuseră zile mai bune. Se simți inconfortabil sub această privire. Hai, așa. Îți scriu pe o foaie suma și te gândești. Îmi dai un răspuns în trei zile. Igor interpretă întările prietenului său în favoarea sa și se grăbi să profite de ele. Din buzunar scoase un carnet și un pix. Alese o foaie curată și început să scrie. Rupe foaia și o întinse lui Victor. Victor privi nedumerit cifrele. Suma propusă de prieten era de câteva ori mai mare decât salariul său și pentru ce? Doar pentru că închiria apartamentul și închidea ochii la detalii intime ale unor bogați. Igor îi ghici gândurile și zâmbi. O parte din bani îi primești imediat ce accepti. Restul la sfârșitul lunii. Uneori suma este chiar mai mare decât cea scrisă. Victor dădu din cap, un gest automat și neintenționat. Trebuie să mă gândesc, spuse el cu voce fermă. Îți voi da un răspuns. Bine, dar să rămână între noi, bine. Nu spune nimănui, nici măcar soției. Victor dădu din nou din cap și se pregăti să plece. De data asta, Igor nu-l opri. Își spunea că-ți peștele e la cârlicu și nu rămânea decât să-l lase să se zbată puțin, să-și piardă energia și apoi să-l prindă. Zâmbi în sinea lui la această comparație fumă pipa și se pregăti și el să plece acasă. Cum îi spusese lui Victor, stătea la fratele său. Vremea se stricase. Ploua mărunt și cerul era acoperit de nori de plumb. Victor ajunsese acasă, dar nu ieșise din mașină. Se gândea la oferta prietenului său, dacă îl putea numi așa. Pe Igor, Victor îl cunoscuse în armată. Se întâmplase să fie în aceeași unitate. Vorbind, și-au dat seama că erau din același oraș. Așa că au decis să stea împreună, era mai ușor să supraviețuiască împreună în armata dură. Dar armata nu a pus capăt prieteniei lor. Totuși, în viața civilă, s-a dovedit că erau complet diferiți. Victor era obișnuit să obțină totul prin muncă și efort, în timp ce Igor căuta câștiguri ușoare. Credea că nu te poți îmbogăți muncind cinstit în viața asta. Dacă vrei să trăiești, trebuie să te descurci. Și se descurca. Găsea mereu afaceri dubioase și prietenii la fel de dubioși. Nu se îmbogățise niciodată. Banii îi veneau ușor, dar la fel de ușor plecau. Și din cauza problemelor, Igor era forțat să plece din oraș. Nimeni nu știa unde se ducea, dar de fiecare dată o forță necunoscută îl aducea înapoi. În ciuda vârstei, nu-și pierduse entuziasmul și era din nou gata să se avânte în aventuri periculoase. Ar trebui să te căsătorești, îl sfătuise Victor cu câțiva ani în urmă. Te vei liniști, vei cunoaște bucuriile vieții. Igor îl privise cu condescendență pe prietenul său. Tu ai cunoscut bucuriile vieții, trăind te la un salariu la altul? Nu, prietene. Bucuria e în altceva în pasiuni, în adrenalină. Azi aici, mâine acolo. Familia doar m împiedica. Nu sunt făcut pentru o familie. Doar aș dezamăgi speranțele unei femei drăguțe. Și apoi ea ar suferi. Ploaia curgea neîncetat. Victor simțea nevoia să se destăinuie soției. Dar a decis să nu-i spună despre propunerea lui Igor. Nu știa cum ar reacționa ea probabil, negativ, se gândi Victor. Atunci îi voi spune doar că am închiriat apartamentul unui cuplu de tineri. Nu va merge să verifice cine locuiește acolo cu adevărat, spuse el cu voce tare. Pentru el, Victor hotărâse să accepte propunerea lui Igor. O parte din banii îi va da soției, iar pentru cealaltă parte va găsi o întrebuințare. Și unde ai fost atât de mult timp? Întrebă Nadia îngrijorată. M-am întâlnit cu chiriașii, minți Victor. Un cuplu tânăr. Probabil vor sta aici șase luni, până când vor economisi pentru un avans la un apartament. Nadia l-a crezut. Nu a început să-l întrebe mai mult. Atunci spală-te pe mâini și hai să cinăm. Svelana va dormi la o prietenă în seara asta, așa că avem toată seara pentru noi dacă înțelegi ce vreau să spun, Nadia i-a făcut cu ochiul vesel soțului ei. În ultimele zile, uitaseră complet unul de celălalt. O seară liberă era binevenită. Două zile mai târziu, Victor l-a sunat pe Igor. Formase numărul lui în mașină, nevrând ca soția să-i audă conversația, chiar și din întâmplare. Alo, se auzi vocea la celălalt capăt. Salut, Igor, Accept. Excelent. Când pot vedea apartamentul? Chiar acum. Te iau eu. Igor îi dădu adresa și în jumătate de oră, Victor se afla în fața unui bloc de nouă etaje din centrul orașului. Igor ieși din scară. Mă bucur că ai acceptat. Crede-mă, nimeni nu va avea de pierdut. Plus, de data asta, avem protecția necesară. Nimeni nu se va lega de noi. Apartamentul mamei lui Victor nu fusese renovat de câteva decenii. Era spațios și chiar confortabil în felul său, dar simplu și plictisitor. Parcă m-am întors în trecut, observă Igor când a pășit înăuntru. Trebuie renovat și schimbată mobila, înainte să se destrame. Bine, vom face totul va arăta ca unul dintre cele mai bune bordeluri din oraș. Victor aproape că se neca aceste cuvinte. Dar Igor era foarte mulțumit de gluma sa. Pipăia pereții și mobila, gândindu-se unde să pună fiecare lucru. Tu nu te stresa. Totul va fi bine. Apropo, unde e bătrâna ta mamă? În azil, murmură Victor. Amintirile recente îi provocau greață. Mama nu-l mai recunoștea aproape deloc, iar Oleg nu răspundea la telefon. Voia să-și roage fratele mai mic să o viziteze pe Galina Andrivna, care se înrăutățea pe zi ce trecea. Bine că e în azil, râse Igor. Nu trebuie să știe în ce se va transforma vizuina ei în câteva zile. Victor privea pierdut în jur. Cât de greșit este totul, gândi el. Igor înțelegea bine oamenii, iar expresia prietenului său îi dădea un nou semnal. Scoase din servieta de piele un plic și îl întinse lui Victor. "Partea ta, deocamdată", spuse el. Victor deschise mecanic plicul și numără banii din priviri. Erau mai mulți decât se așteptase. "Restul la sfârșitul lunii, dar trebuie să ne auzim la telefon." "Deocamdată, poți să te duci acasă. Eu mă ocup de restul." Igor îl împinse aproape pe ușă și o închise imediat. Fac asta pentru familie, își repetă Victor de câteva ori, coborând scările. Trebuia să înceapă tura și toate gândurile inutile le aruncă deoparte. Seara, acasă, îi dădu soției banii primiți pentru chirie. Nadia nu se așteptase la o astfel de sumă și chiar se bucură. E o veste bună, spuse ea. În ritmul ăsta, Vom economisi și pentru vacanță. Desigur, Nadia nu credea asta cu adevărat, dar voia să-și încurajeze soțul. Singura persoană nemulțumită rămase, Svelana. Ați promis că-mi veți da apartamentul bunicii, intervenia. Când vei crește și vei termina facultatea, spuse mama. Până atunci vei locui cu noi. Așa am constatat că ai nevoie de supraveghere. Svelana își găsise un iubit. Fugea de acasă tot mai des pentru a petrece timp cu el. Mama ei era îngrijorată să nu-i afecteze studiile și adesea îi dădea exemple din propria viață. Căsătoria timpurie, spunea ea, îți răpește visele și perspectivele. Întâi studiază, apoi îți faci un rost. Crede mă, nu vor fi mai puțin pretendenți atunci, o sfătuia mama, dar Svelana nu asculta era îndrăgostită. Nicolae, iubitul ei, îi propusese chiar să se căsătorească, deși se cunoșteau de câteva săptămâni. Cred că mama va fi împotrivă, râse Svelana. Și ce, ai nevoie de permisiunea ei? Se împotrivi Nicolae. Avea aceeași vârstă cu Svelana și plănuia să se înscrie la aceeași universitate. Nicolae era dintr-un sat și nu era deloc partenerul pe care Nadia îl dorea pentru fica ei. Dar inima fetei nu putea fi comandată. Îi plăcuse de la prima vedere. Ca să nu se întoarcă acasă la sat, băiatul se angajase la o spălătorie auto și închiriase o cameră mică într-un cămin vechi. Unde ai fost atât de mult timp? O întrebă mama pe Svelana. Fata păși atent în casă, încercând să se strecoare în camera ei. Era trecut de miezul nopții. Nadia nu dormise, așteptând-o pe fică sa, așa că nu reușise să fie discretă. Am fost la o prietenă, Min Svelana, pregătindu-ne pentru facultate. Cine se pregătește pentru facultate după admitere? Acum toți se distrează și se gândesc la băieți. Nadia știa că Svelana fusese cu Nicolae, dar nu îndrăznea să întrebe direct. Bine, du-te la culcare, comandă Nadia. Trebuie să-i despărțim înainte să facă vreo prostie, își spunea mama. Abia a terminat liceul. Ce fel de pețitori la vârsta asta? Poate ar trebui să-l invităm la noi? Vorbi Nadia cu voce tare. Alături, Victor Moțăia. Întrebarea soției îl trezi. Ai spus ceva? Da, Victor. E vorba de faptul că Svelana are un iubit. Și cred că e serios. Ce crezi că ar trebui să facem? Dar Victor a dormit la fel de brusc cum se trezise. Nadia decise să ia lucrurile în mâinile ei. A doua zi dimineață, vorbi cu fiica ei. E serios între tine și Nicolae? Dacă te referi la faptul că ne iubim, atunci da. De ce întrebi? Știu că nu-ți place deloc de el. Poate vreau să-l cunosc. Adul seara la noi. Vom sta de vorbă. Svelana opriv cu suspiciune pe mama ei, dar fața acesteia nu arăta nicio urmă de capcană. O îmbrățișă ca în copilărie și șoptit, ești cea mai bună. Svelana se îmbrăcă și alergă să-i dea vestea lui Nicolae. În discuție era prezent și Victor. De ce l a invitat, dacă nu-ți place de el? Nadia ridică din numeri. Voia să vadă cine era Nicolae. Poate nu era chiar atât de rău cum își imagina ea. La ora șase seara, Nadia pusese masa și aștepta tinerii. Când sună cineva la ușă, se grăbi să deschidă. În prag stătea fiica ei, iar lângă ea un băiat înalt, zâmbitor, cu părul blond. Purta pantaloni scurți de vară și un tricou, iar în picioare avea sandale. Pentru a face cunoștință cu viitoarea soacră, putea să se îmbrace mai bine, gândi Nadia, dar nu spuse nimic cu voce tare, ci doar îi invită la masă. Victor întârzia, așa că au decis să înceapă fără el. Nadia nu-l plăcu pe Nicolae de la prima vedere. Iar prima impresie, cum se spune, contează cel mai mult. Discuția ei cu el semăna mai mult cu un interogatoriu. Ce fac părinții tăi? Mama lucrează la fermă, iar tata e tractorist în sat. Nadia se uită întrebător la fica ei, dar aceasta își întoarse privirea. Nu conta pentru ea că iubitul ei provenea dintr-o familie simplă. O iubea și asta era important pentru fată. În plus, Nadia aflase că Nicolae lucra la o spălătorie auto și închiria o cameră într-un cămin vechi. Acest cămin era considerat unul dintre cele mai rău famate locuri din oraș, un adevărat focar de alcoolici și drogați. Poliția era chemată frecvent acolo, ca și cum ar fi fost acasă. Scandaluri și bătăi erau ceva obișnuit, așa că camerele erau închiriate la cel mai mic preț posibil. A intrat la facultate? Întrebă Nadia. Din păcate, nu am trecut de examen. Am servit deja în armată, așa că anul acesta mă voi concentra pe muncă. La anul voi încerca din nou să intru la facultate. Deci nu ai planuri de viitor. Întrebă Nadia. Cum să nu? Planul meu este să mă căsătoresc cu Svelana. Zâmbi sincer, Nicolae. Vreau o familie, o casă copii. Cuvintele lui îl cu cutremurară pe Nadia. Înțelegea că trebuie să-și salveze fiica înainte să facă cea mai mare greșeală a vieții ei. De ce te uiți așa la mine? Nadia se plimba agitată prin bucătărie. Svelana nu era acasă. Profitând de moment, Nadia îi povesti totul soțului ei, condimentând povestea cu comentarii acide și concluzii. Acum aștepta reacția lui. Dar aceasta nu veni. Victor rămase indiferent la povestea soției, iar Nadia simțea că destinul fiicei lor o interesa doar pe ea. Ești tatăl ei, gândește-te la ceva. Trebuie să-l alungăm pe Nicolae din viața noastră, șoptea Nadia. Poate nu e nevoie, se va rezolva de la sine. Începe școala, va uita de Nicolae, spunea Victor. În cuvintele lui Victor era logică. Dar inima sensibilă a unei mame avea nevoie de garanții. Neavându-le, Nadia continua să caute soluții. Dacă îi plătim să se despartă de ea? Spuse ea. Ce? Cum ți-a venit ideea asta? Se miră Victor. Ce e rău! O mică sumă pentru fericirea și liniștea fiicei noastre, replică Nadia. Lui Victor nu-i plăcea ideea dar nu voia să se certe cu soția. De ce nu-i convenea Nicolae? Era un băiat obișnuit, muncitor. Da, nu era foarte inteligent, dar nici alții nu erau genii și totuși reușeau. În loc să-și exprime opiniile, Victor dădu din cap. Nadia era mulțumită. Planul fusese acceptat, rămânea doar să-i dea bani lui Nicolae pentru a nu se mai apropia de fica lor. De unde vei lua bani să-i plătești? Întrebă Victor, amintindu-și că nu erau bogați. Din banii aduși de tine pentru chirie. Răspunsul lui Nadia era deja pregătit. Părea că a gândit fiecare detaliu. Avea chiar și numărul lui Nicolae. L-a cerut de la băiat încă de la cină. Crezi că va fi de ajuns? A întrebat Victor. Lasă. El e sărac lipit pământului, pentru el asta e mult. Victor niciodată nu și-a putut imagina că soția lui este o persoană atât de cinică și calculată. Poate că ea regretă că s-a măritat cu Victor, căci nici el nu avea un ban la suflet. Am să pregătesc totul, a declarat Nadia. Dar mergem împreună, bine. Bine, am urmărit Victor. Nadia nu a întârziat mult. După o zi, i-a spus soțului că Nicolae a fost de acord să se întâlnească cu ei a doua zi seara. Oare chiar s-a decis atât de repede să o schimbe pe Svelana pe bani? Cuvântul ți vândutul suna dur. Mai ales că era vorba de fica lui. Nu, desigur, nici vorbă de asta, cel puțin deocamdată. I-am propus doar să vorbim. Nici măcar nu a întrebat despre ce. A acceptat pur și simplu, a explicat Nadia. Lui Victor nu-i plăcea ideea soției. Ce se putea întâmpla? Dacă Nadia a greșit în calcule și Nicolae, nu doar că va refuza banii, dar și va spune totul Svelanei. Ea sigur nu s-ar bucura de așa ceva. S-au întâlnit, au convenit să se vadă în parc. Nadia și Victor au ajuns mai devreme, au parcat mașina și acum stăteau pe o bancă. Așteptându-le pe viitorul ginere. Băiatul abia i-a recunoscut printre cuplurile mature ce se relaxau la umbrateilor, socrii lui, și era pe punctul de a trece pe lângă ei. Hei, Nicolae, suntem aici! L-a strigat Nadia. Nicolae s-a oprit. S-a salutat cu părinții Svelanei și aștepta acum să-i explice pentru ce a fost chemat. Treaba stă în felul următor, a început Nadia nesigur tu și Svelana nu vă potriviți. Sunteți încă tineri și proști. Nu ar trebui să fiți împreună deocamdată. Nicolae a zâmbit amar. Așa deci, pentru asta am fost chemat. Nu le place băiatul de la țară pentru fica lor. Am decis să te ajutăm puțin. Înțelegi, pentru că o vei lăsa pe Svelana. Nadia a scotocit în geantă și a scos un plic pregătit din timp l-a întins lui Nicolae. Acesta nu a vrut să-l ia la început, dar apoi a socotit ceva în minte și a zis, să devin ginerele vostru oricum nu voi putea, nu? A întrebat el provocator. Oricum nu vă veți liniști. Și oricum nu-mi trebuie o așa soacră. Bine, sunt de acord. Pe fica voastră nu se termină lumea. A luat plicul și, fără să-l deschidă, l-a pus în rucsacul care atârna de spatele lui. Mulțumesc, a spus el sarcastic. Iar acum trebuie să plec. Și a plecat cu pași rapizi, departe de cei care nu au devenit rudele lui. Totul a decurs bine. Credeam că va fi mai rău. Dar va respecta el promisiunea sa? De la el te poți aștepta la orice, a spus Nadia cu voce tare gândurile sale. Victor gândea cam același lucru. În plus, acum era convins că soția avea dreptate în privința lui Nicolae. Cu cât mai repede s-au despărțit de un astfel de individ, cu atât mai bine. Dacă a putut renunța atât de repede la fica lor și încă a luat bani, atunci ce ar fi fost după? După o oră, Victor și Nadia erau acasă. Pe drum s-au oprit la magazin, așa că au întârziat puțin. Ușa le-a deschis-o, Velana plângând. Fața ei era palidă și în jurul ochilor avea urme de rimel scurs. Ce s-a întâmplat? a întrebat mama, încercând să pară sincer surprinsă. Nicolae m-a părăsit. Ai avut dreptate, este un ticălos, a spus Velana printre lacrimi. Nu-i nimic, se întâmplă la toată lumea, o consola mama. Și ce ți-a scris? Care e motivul? Îi place alta și pe mine m-a numit pufoasă și a zis că nu vrea să mă mai vadă. Lacrimi mari curgeau pe obrajii ei. Totul va fi bine. Mama a îmbrățișat-o pe Svelana. Oare merită el lacrimile tale? Logodna a fost anulată și Nadia a oftat ușurată. Știa că în viața fiicei sale vor fi și alți pețitori. Pe Nicolae îl considera doar o întâmplare. Nadia nu avea remușcări. Din potrivă, era sigură că a făcut totul corect. Bineînțeles, ca orice mamă, îi era greu să-și vadă fica suferind. Svelane i-a luat puțin peste o săptămână să treacă peste despărțirea de băiat. Svelana plângea și îl suna pe Nicolae. Nu înțelegea de ce totul s-a terminat atât de brusc. Fata chiar l-a așteptat la intrarea căminului, dar el doar a respins-o. Nu mai ai ce căuta după mine, nu mai sunt interesat de tine. Svelana a încercat să-l îmbrățișeze, dar Nicolae a împins-o furios. Svelana a căzut, zgrindu și mâna de asfalt. Apoi Nicolae s-a mutat din camera lui și fata nu l-a mai văzut, iar numărul lui era blocat. După câteva zile, iubirea Svelanei a început să se stingă, devenea mai calmă, nu mai făcea crize de nervi și nu mai fugea de acasă. Victor a decis să-și răsfețe familia. Igor nu l-a înșelat. La sfârșitul lunii, Victor a primit o sumă mare de bani, suficientă pentru a cumpăra o excursie la mare. Așa a și făcut. Mai ales că de curând bărbatul simțea un sentiment de vinovăție față de soție, care îl măcina din interior. Motivul era că avea o amantă promisese că va înceta să o mai vadă, dar de fiecare dată o forță nevăzută îl atrăgea înapoi la Liuba. Poate că în timpul vacanței, totul se va schimba, gândea bărbatul. Despărțirea de soție nu era în planurile sale. Rolul de tată de familie onorabil devenise parte din viața lui. Seara, abia intrând în apartament, Victor i-a întins Nadiei un plic cu trei bilete. Pe fața lui era un zâmbet mulțumit. Știa că a făcut pe plac soției. Ce este asta? Nadia a deschis plicul cu nerăbdare și a văzut trei bilete. De unde? Spune-mi, ai câștigat la loterie. Victor chiar iubea tot felul de loterii. De ce nu? Biletul era relativ ieftin, iar șansa de a câștiga un mare premiu era pentru fiecare jucător. În visele sale deja își imagina cum va cheltui milioanele dar jocul se termina, pe bilet rămâneau cifre necâștigătoare și speranța era înlocuită de frustrare. Asta dura până la următoarea extragere. Nu, draga mea, după câteva secunde Victor a reușit să găsească un răspuns. Pur și simplu am primit o primă la muncă. Pentru ce? A întrebat surprinsă soția. Nu v-au mai dat astfel de prime până acum. Ai dus vreo persoană importantă? Victor a râs. Nu, e prima anuală. Conducerea se schimbă, așa că am primit și noi ceva. Și ce contează? Ea și nu întreba, cum se spune. Nadia chiar s-a bucurat de acest cadou. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să scoată două valize prăfuite de pe rafturi. Da, de mult nu au mai fost folosite. S-au și prăfuit. Ce sunt toate astea? a apărut Svelana din camera ei. Mergem la mare. Ți minte cum ai vrut. A răspuns vesel mama. Da, dar planurile s-au schimbat, a început Svelana nesigur. Probabil voi rămâne acasă. Mergeți voi fără mine. Vă va prinde bine să fiți singuri. Acest lucru a deranjat-o puțin pe Nadia. Credea că excursia va fi în familie. Svelana va uita de Nicolae și îl va scoate complet din cap. Dar Svelana a rămas fermă și biletul ei a fost returnat. Nadia nu voia să-și lase fiica singură. Cine știe ce va mai face? Dar nu și-a arătat temerile față de copilul adult. Fie ce fi! Totuși, a rugat vecina să o supravegheze pe Svelana și, dacă va fi ceva, să o sune imediat. Nimic suspect. A întrebat Nadia vecina după întoarcerea de la mare. Nu, nimic. Muzica nu a fost dată tare, nu au venit tineri. Totul a fost liniștit, a asigurat o vecina. Singurul lucru, un tip a venit de câteva ori. De vârsta lui Nicolae, probabil. Poate e cineva de la muncă. Îi voi spune lui Victor mai târziu în sinea ei, Nadia s-a bucurat că totul a decurs fără incidente. Călătoria a fost minunată. O bronză uniformă acoperea gâtul și fața Nadiei. Iar Adia de fericire și energie. Femeia se bucura de fiecare zi din vacanță. În schimb, Victor era incredibil de tensionat. Abia aștepta să se întoarcă acasă, unde l-aștepta Liuba. Își pierdea mințile de gelozie, imaginându-și-o în altcuiva. Absorbită de propriile griji, suveniruri, plimbări pe traseele turistice, discuții cu alți turiști, Nadia nici nu observa că ceva ciudat se întâmplă cu soțul ei. Era mai gânditor și posomorât ca niciodată. Dar iată-ne acasă, a murmurat veselă Nadia, anticipând întâlnirea cu prietenele, cărora le va putea povesti despre aventura ei. Nu doar ele să se laude. Soții au ajuns la gară, Victor se agita și brusc a spus Nadiei. Ți-am chemat un taxi, sună -o pe Svelana, să vină să te ajute cu bagajele. Dar tu ce, nu mergi acasă? Nadia nu-și credea urechilor. Era un comportament ciudat al soțului. Nu, tocmai m-au sunat de la muncă, trebuie să ajung urgent, a mințit Victor. Nadia a bănuit imediat ceva ne la locul lui. Prima dată l-a prins pe Victor mințind luna trecută. Atunci a găsit în buzunarul pantalonilor soțului o cutie cu un ceas de damă. A crezut că soțul i-a pregătit un cadou de aniversare. Pentru a nu strica surpriza, a pus cutia la loc. În ziua aniversării, a pregătit o cină festivă, a invitat prieteni de la muncă și era fericită că soțul, care de obicei nu ține minte datele importante și nu acorda atenție cadourilor, în sfârșit după atâția ani s-a pregătit din timp. Când a venit acasă, Victor nu a înțeles imediat ce se întâmplă. De ce sunt atât de mulți oaspeți în casă și cu ce îl felicită? Ce s-a întâmplat? A șoptit el soției. Cum ce? S-a mirat Nadia. Aniversarea noastră. Ah! Corect. Trebuie să plec pentru cinci minute. Victor a ieșit din apartament și s-a întors nu după cinci, ci mai degrabă zece minute, cu un buchet de trandafiri roșii și o cutie de bomboane. Atunci Nadia a înțeles că ceasul pe care l-a văzut în buzunarul lui Victor nu era pentru ea. După ce oaspeții au plecat, Nadia a decis să afle adevărul. Draga mea, te-ai supărat degeaba era un cadou pentru o colegă din partea colectivului nostru. Era ziua ei de naștere. Tu lucrezi la taxi, de unde femeia acolo? Mă surprinzi. Dar dispecera Olia? Și de ce ți-au încredințat ție așa ceva? Așa s-a nimerit, s-a eschivat Victor, dorind să încheie rapid conversația. A fost primul semnal în viața Nadiei când soțul o mințea clar în față îl cunoștea bine pe Olia și știa că ziua ei este iarna. Dar nu a reușit să afle adevărul de la soț. Acum, în gară, Victor se comporta mai ciudat ca niciodată. Dar Nadia, obosită de zbor, nu a pus întrebări suplimentare și nu l-a stresat cu bănuielile ei. Victor a așteptat taxiul și a trimis-o pe soția acasă. Nu trebuia să meargă nicăieri la muncă. Pe Victor îl aștepta Liuba exact la ea s-a dus. În vacanță a simțit mai intens dorul sfârșitor de amantă. Și deși se acuza pentru această relație, nu putea să o rupă. Cu Liuba s-a întâlnit întâmplător. Venise la apartamentul pe care îl închiria lui Igor, dar în locul prietenului ușa i-a fost deschisă de o femeie de vârstă mijlocie îmbrăcată provocator. Se pare că aștepta un client, dar acesta a sunat cu câteva minute înainte și a anulat comanda. Femeia nu a reușit să plece, căci la ușa a sunat Victor. Nu avea intenția să-și înșele soția. Totul s-a întâmplat de la sine. Liuba avea o energie feminină bâlândă. Era o femeie somptuoasă cu forme pline și păr lung de culoarea grâului. Nadia se tundea scurt. Coafura ei nu-i plăcea lui Victor, dar niciodată nu îndrăznise să vorbească cu ea despre asta. De ce faci asta? a întrebat Victor noua lui prietenă după prima apropiere. Liuba și-a încheiat rapid halatul transparent și a ridicat din numeri nesigură. Așa a ieșit, a spus femeia. Victor credea că întâlnirile lor se vor opri aici. Dar Liuba l-a sunat ea însă și peste două zile. Și cum ți-ai aflat numărul meu? A întrebat Victorul lui. -t. Ai scăpat un card de vizită, atât. Și atunci relația lor a devenit regulată, iar întâlnirile frecvente. Victor a aflat că prietena lui ajunsese relativ recent în bordel. Înainte de asta, lucrase ca vânzătoare într-un magazin de animale de companie. Avea un soț și, cu câțiva ani în urmă, li se născuse un fiu. Dar liuba nu apucase să se bucure de fericirea ei. Soțul a părăsit-o, și nu pentru oricine ci pentru cea mai bună prietenă a ei. Liuba, uite cum arăți după naștere. Ca un purceluș. Așa reproșul auzise de la soțul ei de multe ori. Dar Liuba se gândea că, odată ce se va recupera puțin după naștere, va slăbi și totul va reveni la normal. Dar soțul nu a așteptat să vadă transformarea ei. Într-o dimineață și-a făcut bagajele și a plecat la amantă, lăsând-o pe Liuba singură cu copilul. Banii erau insuficienți, pensia alimentară de la fostul soț era mică. La jobul oficial primea o sumă infimă, iar venitul din munca neoficială nu era luat în considerare. El nu voia să-și asume responsabilitatea pentru creșterea fiului. Așa că Liuba a găsit un mod neobișnuit de a câștiga bani. Mai precis, o prietenă i-a sugerat, la care Liuba împrumuta constant bani pentru trai. Liuba, de ce tot împrumuți bani de la mine? Am o slujbă pentru tine, doar câteva ore pe zi, și apoi vei fi liberă să te ocupi de copil, i-a propus prietena. Ce fel de slujbă? Liuba nu credea că așa ceva există. Unde să plătească bine și să lucrezi doar câteva ore pe zi. Când prietena i-a explicat la ce se referă, Liuba a refuzat imediat. Nici măcar nu putea să-și imagineze așa ceva. Știi, nu pot să-ți împrumut mereu, a concluzionat strict prietena. Bine, mă mai gândesc. În cele din urmă, Liuba a acceptat. Își lăsa fiul la vecina pentru câteva ore. Aceasta nu avea nimic împotrivă să stea cu copilul, mai ales că Liuba o plătea. Așa a ajuns aici. A încheiat femeia povestea ei. Vania va crește puțin și atunci îl voi duce la grădiniță și mă voi întoarce la un loc de muncă obișnuit. Și a împărtășit Liuba planurile de viitor cu Victor. Victor o vizita despre Liuba. Între ei nu era doar o relație, ci ceva mai mult, cel puțin așa i se părea lui. Liuba îl înțelegea, îl asculta și îi dădea sfaturi. Îi povestea despre mama lui. Despre fratele mai mare, despre soție și fică. Nici relațiile lui cu Igor nu erau trecute cu vederea. Și tot nu înțeleg de ce te-ai asociat cu el? E un tip ciudat, ca să nu zic ticălos, a remarcat Liuba întreacât. Într-o zi, Liuba l-a întrebat dacă Victor ar putea să-și părăsească soția pentru ea. Bărbatul a uitat să răspundă. Nici nu se gândise la asta înainte dar întrebarea iubitei a semănat în inima lui o sămânță de îndoială. Se gândea din ce în ce mai des dacă este fericit cu Nadia. Sau, așa cum se întâmplă odată cu vârsta, s-au obișnuit unul cu altul și singurul lucru care îi leagă este obiceiul și copilul comun. Dar Svelana va crește, curând va avea propria ei familie și Nadia și Victor vor rămâne doar unul cu celălalt. În timpul vacanței, Victor a luat o decizie finală. La început voia să-și păstreze căsnicia, să se distreze și să uite de liuba. Dar cu cât trecea mai mult timp, cu atât mai puțin dorea să-și continue viața de familie cu Nadia. Ea era absorbită de grijile ei și nu-i acorda atenție soțului. Se simțea invizibil lângă ea. Una dintre gentile pe care le lua mecanic cu ea în călătorii o compara pe soția sa cu bâlânda și înțelegătoarea liuba. Și comparația era în favoarea iubitei mai tinere. Trebuie să-i spun totul. Dar mai târziu, când ne întoarcem din vacanță, gândea Victor. Nu voia să strice starea de spirit a soției în timpul vacanței. Totuși, după vacanță, nu a avut curajul să spună că pleacă. Viața a continuat în rutina obișnuită și nu dorea să facă un pas nechipsuit. Nici în tinerețe nu-i plăcea să riște, cu atât mai puțin acum. I-ai spus soției tale despre noi? Nu a mai suportat Liuba. Din când în când, Victor îi promitea iubitei că se va despărți de soție. El însuși credea asta în acele momente, dar apoi uita și nu voia să-și înceapă viața de la zero. Așa au trecut câteva luni. Un nou șoc în viața lui Victor a fost moartea mamei sale. Larisa Andrivna a murit într-un azil, despre care i-a spus dimineața asistenta medicală la telefon. În ultimele luni, Victor aproape că nu și-a vizitat mama. Uneori suna medicul pentru a afla cum se simte. Asta era tot. Nici vorbă să o ia acasă pentru o perioadă. În primul rând, Nadia era împotrivă și ce va face la noi. Nu recunoaște pe nimeni. Parcă este indiferent unde se află. Deci nu-ți face griji. Nici Svelana nu voia să o aibă pe bunica acasă. Sunteți nebuni? Mi-e și rușine să mă aduc prietenii acasă, a spus fata nervoasă. Victor nu a insistat. Nu voia să meargă împotriva dorinței familiei. S-a împăcat cu situația. Dar moartea mamei a reînviat în el sentimentul de vinovăție și, în același timp, o senzație de eliberare. Îi era rușine pentru ultimele emoții. La înmormântarea Larisei Andrivna, a fost prezent și Oleg. Cum merg lucrurile? a întrebat fratele mai mic pe Victor. Pare că totul e în regulă. Mi-am întemeiat o familie, m-am așezat la casa mea. Oleg chiar și-a întemeiat o familie plecase într-o delegație într-un oraș vecin și rămăsese acolo pentru totdeauna. Soția lui Oleg avea deja doi copii și acum așteptau al treilea, un copil comun. Oleg lucra pe șantier și soția era mulțumită de el. Am venit pentru asta? Ce facem cu apartamentul? A întrebat Oleg. Victor a fost surprins, ca să nu spun mai mult. După tot ce a făcut pentru mama lor, Oleg avea îndrăzneala să pună astfel de întrebări. Nu-ți amintești, ai spus acum câteva luni că renunți la partea ta? a spus Victor nedumerit. Frate, atunci eram necăsătorit și prost. Acum trebuie să am grijă de familia mea. De fapt, soția m-a trimis aici. După tot ce am făcut pentru mama. Victor încă mai spera să apeleze la conștiința fratelui său mai mic. Ce ai făcut? Ai trimis-o pe bătrâna mamă într-un azil și ai făcut din apartamentul ei un bordel? A arătat Oleg că știe tot. De unde știi? A întrebat Victor, scăzând vocea, uitându-se instinctiv în jur. Să vorbim în mașină. Frații s-au urcat în mașină, unde Victor se simțea mai în siguranță și putea continua discuția. Am aflat de la vecinele bătrâne. Stăteau pe bancă și mă întrebau în ce am transformat apartamentul mamei. Intră tot felul de femei și clienții lor. Le e scârbă să locuiască în bloc. Nu-mi venea să cred. Am întrebat în detalii și mi-au spus cine vine și când. Ba chiar au sugerat că și tu folosești serviciile bordelului tău. Nadia știe despre asta? Oleg s-a uitat la fratele său. Care părea că și-a pierdut glasul și încerca să-și adune gândurile. Ce vrei? a întrebat Victor. Vreau partea mea. Cred că afacerea ta merge bine. Jumătate ar fi suficient, a spus Oleg nepăsător. Dar știi că asta nu va dura pentru totdeauna. Înțeleg, a dat din cap Oleg. Atunci vom decide ce facem mai departe. L-a bătut pe fratele său pe umăr. Dacă nu accepti, va trebui să-i spun totul soției tale, a adăugat el pentru a-și oferta. Victor l-a privit furios pe fratele său mai mic. Când a devenit un astfel de monstru. În copilărie erau cu adevărat apropiați. Bine, a spus Victor. Sunt de acord. Dar nu ar trebui să rămâi prea mult în oraș. Astăzi ne despărțim și apoi îți voi trimite jumătate. – Tratat! – Am avut noroc că am venit, a spus Oleg. Victor i-a dat fratelui său mai mic jumătate din banii acumulați în câteva luni. Soției îi dădea atât cât plăteau chiriașii anteriori pentru a nu trezi suspiciuni. Restul îi păstra într-un loc secret în garaj. Nadia nu intra niciodată în garaj fără un motiv serios. Chiar și murăturile păstrate acolo le cerea soțului să le aducă. Așa că locul era mai mult decât sigur. Victor economisia pentru o mașină nouă. Rar lua bani din locul secret, doar dacă avea nevoie să se descurce câteva zile până la salariu. Sume mici pe care le putea justifica ușor ca bax sau bonus. Nadia nu bănuia nimic. Aproape strânsese banii pentru mașina visată, dar declarația bruscă a fratelui l-a obligat să renunțe la visul său. nu nimic! Voi economisi din nou, gândea bărbatul. Chiar și jumătate din ceea ce avea era o sumă considerabilă, mai ales pentru orașul lor mic. Victor a numărat jumătate și i-a întins fratelui său. Wow, la acest ritm te vei îmbogăți curând, a chicotit Oleg. Și nu mă vei lăsa să cad. Nu a rămas peste noapte la Victor. A luat cina, a mulțumit gazdei și a plecat se grăbea spre gară. Mai erau câteva ore până la autobuz, dar abia aștepta să ajungă acasă să-și bucure soția și copiii. Victor era bucuros că fratele său a plecat atât de repede. Știa că dacă o ospățul s-ar fi prelungit, Oleg nu s-ar fi abținut de la alcool. Și acesta i-ar fi dezlegat limba, iar atunci planurile ar fi eșuat cu siguranță. Ce a vrut fratele tău? A întrebat Nadia, închizând ușa în urma lui. Vrea să împărțim apartamentul, a răspuns Victor. Dar el a promis că va renunța la ea, a amintit soția. Ei bine, a promis și apoi și-a luat cuvântul înapoi. Nu i-am cerut niciun act de renunțare atunci. Victor considera asta o greșeală a lui. Dar a înțeles situația noastră și, deocamdată, apartamentul va continua să fie închiriat câteva luni relația lui Victor cu Liuba continua. El reușea să o ascundă bine de soție și era din ce în ce mai convins că nu avea de gând să o părăsească pe Nadia. Era toamna aurie, dar soarele încardea atât de puternic încât părea că vara nu plecase nicăieri. Victor era neliniștit. Abia aștepta să termine tura pentru a se întâlni măcar o oră cu Liuba. Ei au stabilit din timp ora când nu va fi nimeni altcineva în apartament. Victor ardea de nerăbdare. Tura s-a terminat. A parcat mașina și s-a grăbit spre apartamentul unde aveau loc întâlnirile lor. Dar acolo îl așteptau mai multe surprize neplăcute. Ușa i-a deschis nu iuba, ci svelana. Ce face aici? a întrebat Victor furios. Cel mai puțin aștepta să-și vadă fiica la ușa acelui apartament. Și cum era îmbrăcată? nu mai bine decât fetele care deveniseră locatarele constante ale apartamentului. Dacă o cauți pe Liuba, nu e aici azi, a spus Velanas fidător. Cum îndrăznești? Victor nu înțelegea de unde știe ea toate acestea. Victor nu a avut timp să-și revină din șocul inițial că soarta i-a pregătit următoarea lovitură. Din camera a ieșit Igor, trăgându-și în grabă blugii pe torsul gol. Ah! Tu ești, a spus Igor nonșalant. Victor alterna privirea între Svelana și Igor. Ai nebunit? E fica mea. Victor a început să facă scandal, dar Igor l-a scos rapid pe ușă. Ascultă, nu s-a întâmplat nimic grav, a replicat Igor. Vreau să te muți imediat cu tot bordelul tău de aici, a strigat Victor. Taci, nu țipa mă voi muta când voi considera de cuvință. Iar problemele de familie le rezolvați voi. Nu plec fără fica ta. Bine. Igor a închis ușa în fața lui Victor și a început să discute cu Svelana. După cinci minute, ea a fost dată afară, îmbrăcată. Acasă, scandalul a continuat. S-a dovedit că Svelana îl cunoștea pe Igor de câteva luni. Venise la apartamentul lui Victor când acesta era în vacanță cu soția. El fusese cel văzut de vecin atunci. Trebuie să promiți că nu te vei mai întâlni cu el și nu vei mai merge la acel apartament, altfel. A început să o amenințe Victor. Altfel îi vei spune mamei. Ei bine, și eu îi voi spune despre bordel și despre Liuba. Vrei? A replicat Svelana. Când ai devenit așa? S-a mirat Victor. Așa, sunt eu de vină? Dar nu voi ați mituit primul pe Nicolae ca să mă părăsească? Nu voi ați început totul? De unde știi? a întrebat Victor surprins. Nicolae mi-a spus. I-a fost greu să ascundă acest secret, dar voi nu. Amândoi nu au observat când a deschis ușa de la intrare. Iar în câteva minute, Nadia asculta cu imire cearta lor. Stătea în ușă, cu mâinile lăsate și sprijinite de tocul ușii. Nu avea putere sau dorință să intervină. Văzându-o pe mama, Svelana a tăcut prima. Urmând privirea ei, Victor a văzut-o și el pe Nadia. Continuați, a spus ea nervos. Mai am de ascultat. Dar Victor și Svelana au tăcut imediat. Îți voi explica totul, a început Victor să se justifice. Nadia s-a uitat la el întrebător și s-a așezat la masă. Bine, te ascult. Nu sunt atât de tânără încât să-ți fac o scenă. Ea a spus adevărul, a spus Nadia arătând spre fică. Da, a spus Victor încet. Bărbatul a povestit totul. Despre propunerea lui Igor, despre amantă. Despre Svelana pe care a întâlnit-o la acel apartament. Victor a decis să nu ascundă nimic, sperând că soția îl va putea ierta. Dar Nadia nu a putut. Trebuie să ne despărțim. Voi cere divorțul. Iar cu Svelana voi vorbi eu. Dimineața, lucrurile lui Victor erau adunate și puse lângă ușă. Nadia nu l-a alungat noaptea pentru că nu avea unde să meargă și a dormit în sufragerie. Dar dimineața și-a arătat caracterul ferm. Ai dreptate, sentimentele dintre noi s-au răcit de mult. Trăiam din obișnuință, a spus ea la despărțire, deși ochii ei erau plini de lacrimi. Victor ar fi preferat dacă Nadia ar fi țipat și l-ar fi acuzat. Indiferența ei i-a rănit mândria. Cel puțin, gândea Victor, are pe Liuba și cu ea va putea fi fericit. Nu știa adresa amantei, așa că i-a dat telefon și a sunat. Alo, Liuboca, am plecat de la soție, așa cum voiai. Liuba era în același timp bucuroasă și agitată, și i-a dat adresa. Victor a uitat să sune la ușă, dar și-a făcut curaj. Ești deja cu bagajele, a observat femeia. Da, m-am mutat la tine pentru totdeauna dar viața cu Liuba nu a fost așa de roz cum își imagina Victor. Femeia trăia singură cu fiul ei mic, era încă în concediu de maternitate și Victor trebuia acum să întrețină noua familie. Desigur, nu putea fi vorba de revenirea Liubei la ceea ce făcea înainte. Economiile l-au ajutat, dar se cheltuiau repede pe necesitățile de bază, iar mașina visată era acum imposibilă. În viața cu Liuba, Victor era iritat de orice fiac. Una era să se întâlnească câteva ore pe săptămână și alta să trăiască împreună. Trecutul iubei îl tulbura, deși înțelegea că era prost să se enerveze pentru asta, pentru că el a ales-o. Pasiunea s-a stins și au început certurile din motive aparent minore. Nu-i plăcea cum gătea liuba, jucăriile împrăștiate prin casă și chiar atingerea fostei amante. Cei cu tine? Se mira liuba. Te-ai schimbat de când te-ai mutat la mine. Nu mă mai iubești. Victor se simțea rușinat de comportamentul său. O îmbrățișa și o asigura că totul era la fel. Nu mai inventa, desigur că te iubesc. Doar că mi-e greu să mă adaptez. Au trecut câteva luni și Igor a decis să plece din apartament cu tot bordelul lui. Victor a respirat mai ușurat. Situația l-a păsa și era bucuros că fostul prieten pleacă. Se pregătea să plece din oraș, probabil definitiv. Cel puțin așa i-a spus lui Victor. Această veste nu l-a deranjat prea mult. Poliția era interesată de Igor și de data asta ar fi putut să se termine prost. Apartamentul problematic l-a vândut. O parte din bani i-a transferat fratelui. Oleg s-a supărat că i afacerea s-a închis, dar nu avea ce face. Cealaltă parte a decis să o dea soției și fiicei. Între timp, Nadia ceruse divorțul. Căsătoria a fost desfințată într-o lună, de comun acord. Nu aveau ce împărți, singura lor fică, Svelana, era deja mare, iar bunuri comune aproape că nu aveau. Victor a urcat în apartament să-și vadă fica și să aducă banii din vânzarea apartamentului Galinei Andrivna. Ușa i-a deschis-o Svelana. Victor nu o mai văzuse de câteva luni și era surprins. Svelana era însărcinată. Burta rotunjită era vizibilă prin tricoul strâns. Ești însărcinată? a întrebat Victor de la ușă. Aha, a răspuns Svelana. Deschizând larg ușa, a strigat: Mamă, a venit tata! Dar nu am venit doar la ea, a început Victor. Dar Svelana nu l-a ascultat și a plecat în camera ei. Nadia a lăsat treburile și a ieșit pe hol. Purta un halat de casă simplu și părul îi era vopsit într-o nuanță de castaniu închis. Ți-ai schimbat coafura? a întrebat Victor. Da dar nu ai venit să vorbești despre coafura mea, nu-i așa? Victor s-a uitat la soția sa cu alți ochi. A realizat că încă o iubea. Cu iuba fusese doar o iluzie, o rătăcire. Cu Nadia ar fi putut trăi toată viața și întâlni bătrânețea. Dar se mai poate schimba ceva acum? Ai dreptate, nu pentru asta am venit, a spus Victor. Am vândut apartamentul mamei și v-am adus banii. Se pare că Svela este însărcinată, vă vor fi mai de folos. I-a întins bani fostei soții. Ea i-a luat. Dar nu a ta familie. Ne vom descurca. Victor a realizat că adevărata lui familie era aici, iar acolo ajunsese din întâmplare. Liuba-l iubea din disperare, pentru că nu avea pe altcineva. Nadia i-a spus lui Victor că Svela a renunțat la studii și acum se pregătea să devină mamă. Nu dezvăluia numele tatălui copilului. Victor s-a gândit că ar putea fi Igor, dar nu a spus nimic soției. E mai bine să trăiască fără tată decât cu unul ca el. Ne vom descurca singuri, a gândit el. Victor a rămas la Nadia până târziu. Discuția dintre Victor și Nadia a decurs faiersc ca și cum nu ar fi fost despărțiți luni de zile. În schimb, acasă, Liuba i-a făcut lui Victor un adevărat interogatoriu. De ce ai întârziat astăzi? Știi că în weekend sunt multe comenzi, a răspuns Victor. Puteai să te culci fără mine. Ai fost la fosta ta și acum minți? Am auzit conversația voastră la telefon. Problemele mele personale nu te privesc și nu mai îndrăzni să tragi cu urechea. Nu-mi place asta? Liuba nu a vorbit cu Victor câteva zile. Bărbatul se simțea vinovat și a decis să se împace cu ea. A cumpărat flori și o cutiuță cu cercei pentru amantă. La cină, i-a oferit cadoul. Liuba era în culmea fericirii. Cutia de catifia roșie a uitat să o deschidă câteva secunde. Dar când a făcut-o, Privirea ei nedumerită s-a plimbat de la conținutul cutiei la fața lui Victor. Ceva nu este în regulă. Victor nu înțelegea ce greșise. Ea credea că era un inel. Liuba nu și-a ascuns dezamăgirea. Suntem împreună de câteva luni, te-ai divorțat. Credeam că îmi vei cere mâna. Victor nu știa ce să răspundă. Vrei să te căsătorești cu mine? a întrebat Liuba. Victor a tăcut din nou. În adâncul sufletului spera să se împace cu Nadia. Încep să înțeleg. Doar te-a alungat soția și doar atunci ai venit la mine, nu-i așa? Eu sunt doar un colac de salvare pentru tine, nimic mai mult. Victor știa că trebuie să spună ceva, chiar să mintă, dar nu știa ce. Nu inventa, Liuba te iubesc și de aceea sunt cu tine. Nadia este de mult în trecut. Ne leagă doar fiica noastră. Dacă este așa, promite-mi că nu vei mai minți și că nu te vei mai întâlni cu fosta soție. Promit, a spus Victor cu o voce tăcută, dar fermă. Câteva luni Victor și-a ținut promisiunea, nu s-a întâlnit și nu a sunat-o pe fosta soție. Viața cu Liuba părea să se îmbunătățească. Micul Vania urma să împlinească trei ani. Liuba l-a înscris la grădiniță și ea se pregătea să revină la vechiul loc de muncă la magazinul de animale. Într-o zi, când Victor avea liber, se întorceau dintr-o plimbare. Nu-i ceruse încă lui Liuba mâna și, în adâncul sufletului, era bucuros că ea nu mai ridică această temă. A primit un mesaj pe telefon. L-a citit repede și a închis telefonul. Mergeți acasă, eu trebuie să dau o fugă la muncă, a mințit Victor. Bine, a fost de acord Liuba. Ea și fiul au intrat în bloc, iar Victor s-a îndreptat către apartamentul fostei soții, care îi trimisese mesajul. Bine că ai venit așa repede. Copilul are febră, trebuie să merg urgent la farmacie. Te rog să stai cu el 20 de minute, a spus Nadia agitată nepotul lui Victor s-a născut acum două săptămâni. A fost la externare împreună cu Nadia. Au întâmpinat-o pe Svelana și pe micuțul Mihail. Aceasta a fost singura dată când s-a văzut cu fosta soție și chiar i-a spus lui Liuba despre asta din timp. Promisese Svelanei și Nadiei să le ajute cu copilul și le rugase să-l sune dacă aveau nevoie de ceva. Nadia s-a întors repede de la farmacie. Mulțumesc! Acum poți pleca. Mă descurc singură, a spus fosta soție. Unde este Svelana? a întrebat Victor. Nadia i-a spus că fica lor fugise în alt oraș cu un nou iubit. I-aș luase concediu pentru a avea grijă de bebeluș. Nu știa ce va face mai departe. Cum te vei descurca? Nu știu, cumva mă voi descurca. Victor a început să o viziteze în secret pe fosta soție și pe nepotul său, să-i ajute, să ducă copilul la policlinică, să aducă medicamente și alimente. A trecut o lună și Nadia trebuia să se întoarcă la muncă. Nu avea cu cine să-l lase pe micuțul Mihail. Victor a decis să o părăsească pe Liuba. Avea nevoie de el, nepotul și Nadia. Se pregătise mental pentru discuția cu Amanta. Dar ea l-a luat prin surprindere. Liuba, care revenise deja la muncă, l-a văzut din întâmplare pe Victor cu fosta soție într-un centru comercial. Te întâlnești cu fosta ta? a întrebat Liuba. Victor a încuvințat. Știa că Amanda știe totul. Ști, cred că relația noastră a fost o greșeală. Deși nu te învinovățesc și îți sunt chiar recunoscătoare. Pentru ce? Cuvintele lui Victor au surprins-o. Că ai fost alături când soțul meu a plecat. Dar acum sunt bine, nu mă voi întoarce la ce a fost și poți să trăiești liniștit cu fosta ta. Întoarce-te la ea, așa e corect. Victor i-a fost recunoscător iubei că nu a făcut scandal. S-a întors la Nadia. Fosta lui soție, mândră, a refuzat inițial să-l ierte, rănită de trădare. Dar era greu să crească nepotul singură și nu avea pe cine să-l lase. Să angajezi o bonă era scump și periculos să încredințezi copilul unui străin. Nadia a fost nevoită să cedeze. S-a concediat pentru a se ocupa de educația nepotului. Victor a reușit să recâștige încrederea soției. După un an, a apărut și Svelana. Cu noul iubit nu a mers bine. Părinții au insistat să reia studiile. După ce a terminat, s-a mutat de la ei, s-a căsătorit, dar nu și-a luat fiul cu ea.